Unul dintre ei, un bărbat de 44 de ani, conducea un atelaj hipo, încărcat cu lemne, iar celălalt, în vârstă de 63 de ani, se afla la volanul unui utilaj agricol burdușit cu lemne. Când polițiștii i-au luat la întrebări și au cerut la verificat documentele, cei doi au spus că nu dețin așa ceva. În atare condiții, oamenii legii au dispus confiscarea materialului lemnos și i-au amendat pe cei doi cei doi bărbați au fost sancționați contravențional cu amendă în cuantum de 5.000 de lei fiecare, iar cantitatea de 5,7 metri cub de material lemnos a fost indisponibilizată în vederea confiscării speciale. A fost confiscată cantitatea de 5,7 metri cubi de material lemnos.